bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre următorul câștigător al cecului. În gala următoare, Kinga va deveni favorita publicului și va câștiga cecul de 5.000 de lei, ceea ce face ca și Kinga să ajungă la cecul numărul 2 și la 10.000 de lei câștigați în total din premiile săptămânale. Consider că acest cec vine ca urmare a apropierii ei de Nicolas, doar ce gala a fost filmată cam la momentul despărțirii lor. și sunt curios cum au reacționat oamenii după ce ei s-au despărțit și Kinga a fost jignită, așa după cum bine știm cu toții. Deși ea spune non-stop că tot ce face, face pentru show, iată că acest lucru îi priește și este răsplătită cu un cec meritat sau poate mai puțin meritat. Pe de altă parte, avem și episodul de ieri, când și-a cam bătut joc de radu în camera roșie, iar acest episod cred că nu-i va prinde deloc în perioada următoare. În ultima perioadă, cam toată lumea a cerut ca să câștige și o fată, nu numai băieți. Și iată că dorița s-a îndeplinit, doar că nu știu dacă fata cerută era tocmai Kinga. Ciudat este că gala trecută, Kinga a fost la eliminare cu Alexandra, iar cea care a scăpat prima de eliminare, având mai multe voturi, a fost Alexandra. Iar cecul îl câștigă săptămâna aceasta, Kinga. Dar, probabil că explicația este cea pe care am spus-o, relația pe care a avut-o cu Nicolas, probabil a propulsat-o puțin. Dar asta să însemne oare că urmează în curând ca și Alexandra să câștige cecul? Vom trăi și vom vedea. Cam atât de o deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!